Demisie de răsunet în USR. Deputatul Matei Adrian Dobrovi a anunțat că pleacă din partid deoarece susține referendumul pentru familie. Am votat pentru în Camera Deputaților și îndemn cetățenii României să iasă la vot pe 6 și 7 octombrie. Această inițiativă civică este un exercițiu democratic util, legitim și îmbucurător. Este pentru prima dată când cetățenii ai României strâng peste 3 milioane de semnături pentru a participa la o decizie. Voința lor nu trebuie și nu poate fi ignorată, a scris deputatul pe pagina sa de socializare. Parlamentarul susține că definirea căsătoriei ca fiind uniunea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie nu restrânge drepturile omului și nici nu este o inițiativă îndreptată împotriva cuiva. USR este singurul partid din Parlament care se opune și boicotează referendumul din weekend.